După București, disputăm locul al doilea cu Clujul și sunt opinia vizate că am sta mai bine. La nivel național sunt în jur de 70 de producători de bere, craft, iar 6 sunt din Iași. Un chirurg a fost cel care a făcut ca Iașul să aibă prima sa berărie pentru bolnavii de la spitalul SF Spiridon. În 1786, Johann Goldrick Herlitz, chirurg la spitalul SF Spiridon din Iași, îi solicita domnului Moldovei, Alexandru Mavrocordat, îngăduința de a permite, tot pe acel loc de lângă Bahluiu, să facă și o fabrică de berărie, însă fără multă stricăciune de orzu, unde să lucreze în destulare de bere pentru cei ce vor fi deprinși cu acel fel de băutură. 236 de ani mai târziu, un medic oncolog este unul dintre cei 6 producători locali de bere craft, datorită cărora Iașul a devenit un pol important pe piața berilor artizanale din România. Iar una dintre berile artizanale produse la Iași va întâmpina turiștii cu o etichetă cu brandul orașului. Fabricată de Capra Noastră, unul dintre cei 6 producători de bere craft a Iașului, băutura ar putea fi cumpărată de la punctul de informare a turiștilor de la Palatul Braunstein. Avem etichete pe una din berile noastre și o să facem și o bere specială pentru brandul de Iași, a declarat pentru ziarul de Iași Ionel Păsărică, acționarul majoritar al fabricii de bere Capra Noastră. Iașul a devenit un hub al berii artizanale. M-am gândit prima dată că ar putea fi considerată exagerată această afirmație, dar nu e. După București, Iașul e cam pe locul 2 la producția și consumul de bere artizanală. Se bate cu Clujul pentru poziția secundă, dar eu cred că e deja pe 2. În total, în România sunt cam 70 de producători de bere craft. 6 sunt din Iași, a explicat Iulian Bănilă, cofondator al Berzone, berărie care vinde aproape 200 de feluri de bere craft. Piața de bere artizanală este în creștere în lume, în România și în Iași. În SUA în 2021, cota de piață a berii artizanale a crescut cu peste 8% față de anul anterior, iar în România, potrivit Berologic.org, un total de 462 de beri noi au fost lansate numai în 2021, ceea ce reprezintă o creștere de 46% față de 2020. Poate că 2021 a fost al doilea an al pandemiei de COVID, dar berarii au fost departe de asta degeaba. De fapt, numărul de beri noi care au ajuns pe piață l-a depășit cu mult pe cel din 2020. Site-ul îi amintește, la categoria berarilor nomazii care s-au alăturat industriei în 2021 și pe ieșenii de la Gravity Rise Brewing. Iar dintre foștii berari nomazii, 3 au fost anul trecut în România care și-au deschis propriile fabrici. Între care apar și ieșenii de la Tomești Hillcraft Brewery. Berarii nomazii sunt cei care au o rețetă proprie de bere, dar nu dețin o fabrică. Așa încât își produc berea la alte fabrici. În Iași, Gravity Rise Brewing este în acest moment singurul producător nomad de bere și colaborează cu foștii nomazii de la THC. Barmanii au pus-o de o afacere. Fondatorii Gravity Rise sunt Mihai Mau și Iulian Sandache. Mihai este din Iași și lucrează init, dar este pasionat de bucătărie și e recunoscut pentru papilele gustative fine, pe care le-a pus la treabă în crearea propriei rețete de bere, o altă pasiune a sa. Experimentele le-a început prin 2012, în 2017 a început să producă acasă propria bere craft, iar în 2021, împreună cu Iulian, a scos pe piață prima bere artizanală. Primul lot a fost făcut la Wicked Barrel, în Bicaz, iar loturile ulterioare au fost brasate și îmbuteliate la THC Brewery în Tomești, explică Iulian. Stabilit în Iași în 2013, odată cu începerea studenției, Iulian a descoperit Berzone unde, la 21 de ani, s-a angajat la primul lui job. Acolo am descoperit și pasiunea pentru diferitele tipuri de bere și mi-am dezvoltat spiritul critic vis-a-vis de această ramură, a berii artizanale, dar am descoperit și plăcerea de a interacționa cu oamenii. Mihai era și el barman la Berzone, așa încât celor doi le-a fost ușor să colaboreze. Și tot acolo l-au cunoscut pe Eugen Țurcanu, fondatorul THC, adică locul în care Gravity Rise produce berea în acest moment. De Reis Norule decretează berea numită astfel de băieții de la Gravity Rise prima lor bere din portofoliu, o IPA cu 6% alcool, de culoare pală gălbuie, amară și aromată, produsă din malțuri din ors, hamei din SUA și drojdie selecționată tot din SUA. Notele berii sunt citrice, grapefruit alb, coaja și suc de grapefruit, fructe tropicale în spate, cuplate cu o notă subtilă de pin și ierboase.
Gustul final e amar, sec. A doua bere e făcută în colaborare cu fabrica gazdă, THC Brewery, și este un Imperial Stout. O bere neagră, cu note de espresso, ciocolată neîndulcită, caramel și zahăr ars, cu amăreală pe măsură, corp gros și mătăsos și cu o viscozitate ridicată. Fabrica de bere de la Tomești. Tomești Hillcraft Brewery s-a născut din pasiunea pentru berea lui Eugen Țurcanu, medic-oncolog din Republica Moldova. Stabilit de mai mulți ani în Iași, Eugen, un perfecționist, a lucrat acasă la propriile rețete de bere, până a fost sigur că merită să le scoată pe piață. Apoi, în 2018, a început ca Gypsy Brewer, la Grund Zero, o fabrică din București. Întâi s-a alăturat Tudor Stoica, un dezvoltator imobiliar care povestește cum Eugen i-a îngrijit cu dedicație mama bolnavă de cancer. Așa au devenit prieteni buni și au decis să deschidă o fabrică de bere la Iași. De fapt, noi plătim impozitele în Tomești, nici nu putem spune că suntem din Iași, râde Tudor, care povestește că au cumpărat fabrica în 2020, din Spania, dar a durat aproape un an ca să rezolve cu antrepozitul fiscal. În martie 2021 am făcut prima bere în Iași. Avem acum 6 beri în portofoliu, din care 4 sunt rețetele lui Eugen. Crazy Pilot Umpaleale se numește așa pentru că a fost berea pilot. The Black Sweet e un Dry Grec Stout cu note de prune în ciocolată și pâine neagră. Raspberry Heart e o bere fructată, iar berea Schauled Heavbeer Red chiar trebuia să fie una roșie. Însă la fabrica la care o producea în momentul în care a scos-o, probabil că au pus ceva mai mult dintr-un ingredient și a ieșit maronie. Dar lui Eugen i-a plăcut cum a ieșit, a continuat să o facă așa, spre maroniu însă nu mi-a zis că trebuia să fie roșie. Cum a apărut capra noastră? Berile artizanale din România atrag prin denumiri, etichetă, creativitate. Pe om îl convingi întâi cu eticheta și abia apoi, după ce cumpără bere și o gustă, revine la tine, spune Ionel Păsărică, de la Capra Noastră. A început să producă beri în 2017. A luat decizia cu mintea rece a omului de afaceri, nu din pasiune pentru bere. A convins însă un meșter berar belgian să îi se alăture. Specialistul în bere a adaptat rețeta de bere belgiană la gusturile locale. Acum, Ionel Păsărică împarte acțiunile fabricii sale cu 3 belgieni. Am notat trenduri, am făcut o listă cu posibile afaceri și apoi am început să elimin una câte una din listă. A rămas cea cu bere artizanală, povestește Ionel Păsărică. Nici denumirea brandului nu i-a plăcut la început, dar a ascultat de echipa de marketing și de părerile unui eșantion de posibili clienți. Așa s-au născut, rând pe rând, seria Capra Noastră, apoi au apărut Capra Trează, Vaca e prea înaltă, Oaia e prea creață, Măgărița e prea căpoasă, Noaptea Muței, Capra cu 2 bani, Capra cu 3 nurori, mai mult ca prefectul, Noaptea Muței scăldată în cafea, etică, cred că avem peste 20 de beri. Am făcut workshop-uri, degustări, participăm la târguri de bere la București, Cluj, Timișoara și la Iași, la Festivalul Girafelor. Festivalul Girafelor este unul dintre puținele evenimente de promovare și comercializare a berii artizanale din România. Și e de înțeles asta, din moment ce vorbim despre un produs și o piață de nișă, mai puțin de 1% din cota de piață a berii din România. Dar pasiunea pentru berea craft și oamenii din jurul acestei povești ne-au făcut să ne asumăm rolul de pionieri, de spărgători de gheață. Ce vrem noi, de fapt, cu Festivalul Girafelor? Să democratizăm consumul de bere artizanală în România. Și am pus alături berari din România, muzică live și street food într-un eveniment viu, colorat și atractiv, spun cei mai mulți dintre participanți, spune unul dintre organizatorii Festivalului Girafelor, Laurențiu Stratan, care promite că povestea girafelor continuă în acest an, după pauza nedorită cauzată de COVID. Ce-ar fi să facem o fabrică de bere? Beri cunoscute amatorilor de bere craft sunt și cele produse sub brandul ce-ar fi să de 3 prieteni, Cătălin, Gorghe și Marius. La noi s-a îmbinat pasiunea pentru bere cu cea pentru business, spune Cătălin. În 2017 s-au întrebat ce-ar fi să facem o fabrică de bere artizanală la Iași. Până la sfârșitul acelui an, fabrica era deja funcțională. Ce-ar fi să producem 4 sortimente de bere, s-au întrebat apoi, probabil, cei 3 prieteni, care au scos pe piață Pilsner, Weissbier, Paleale și Redale.
ce-ar fi să e promovat și de Casa Berarilor Artizani, dar are colaborări și cu alte restaurante sau berării.